freedom, ladies and gentlemen, să înceapă main eventul din această seară. Introducing first, către colțul albastru, el este din București. Aplauze pentru Cristian Marinescu! Cristian Marinescu este din București, entertainer, are 25 de ani, 1,95 m înălțime, a mai luptat în gala Next Fighter, cred că 5, împotriva lui Romeo Vasilone, unde Cristian Marinescu a ieșit învingător. Îl va înfrunta în această seară pe Alexandru Bobicioiu. A venit invitat în emisiunea Fight Club Cristian Marinescu, unde a declarat că primul pumn pe care l-a dat în viața lui cuiva a fost prima dată în cușcă. Deci se face că suntem și în premieri. Hai să vedem. Ladies and gentlemen, și acum îl chemăm pe adversarul său către colțul roșu. Aplauze din București pentru Alexandru Bobicioiu. Eric Seful arată seriozitate, după cum mi s-a promis încă din contract lui Alexandru Bobicioiu că va avea încă două meciuri în care va putea lupta. Iată că acestea s-au și înfăptuit, să spun așa. L-am văzut pe Alexandru Bobicioiu în celelalte două meciuri și în gala mare împotriva lui Alex Zănoagă. De data aceasta este împotriva lui Cristian Marinescu, reprezintă și formează împreună main eventul serii. Vine din București, nu mai are nevoie de prezentare, este personal trainer în vârstă de 32 de ani, 1,85 m. Le dorim mult succes în cușcă și acum are cuvântul Mike Diamond. All right, ladies and gentlemen, presenting the corner. În colțul albastru, vârstă 25 de ani, 1,93 m, 90 de kg. El este entertainer din București. Aplauze pentru Cristian Marinescu. În colțul roșu, 32 de ani, 1,85 m, 90 de kg. El este personal trainer, de asemenea, din București. Aplauze pentru Alexandru Bobicioiu! Doamnelor și domnilor, vor fi 3 minute, 3 runde fiecare și câștigătorul acestui meci îl va confrunta pe justițiarul în RXF 45. Let's get it on! Arbitru de ring, Yamato Zaharia. Bravo, meci frumos, nu vă loviți în spatele capului, nu vă prindeți de gardul cușchii, bateți palma. Succes! Se pare că timpul, Bobicioiu luptă. A slăbit, se pare că s-a schimbat și echipa cu care se antrenează. Am niște emoții la meciul la acesta. La Cotrocen cu Ciprian Cărăușu. Marinescu începe cu overhand. Marinescu ține distanța de Alexandru Bobicioiu, ține mâinile sus. Alexandru Bobicioiu, nu știu de ce am impresia că Alexandru Bobicioiu își dorește să ducă această luptă la sol, urmărește foarte atent loviturile lansate de către Marinescu către fața lui. Lansează acel croșeu de dreapta în gol Marinescu. Deocamdată ține distanța. Așteaptă să vadă ce vrea să arunce Cristian. E mai precaut să vadă cum va porni. Aș putea să prindem runda a doua. Ce vreau să zic este că Alex a slăbit. Se pare că nu a mai avut același stil de antrenament de până acum. Da. Am văzut că a schimbat și echipa cu care se antrenează. Se antrenează la Absoluto Cotrocen cu Ciprian Cărăușu. O lovitură încasată de Bobicioiu.
și trimis în plasa Cuștii de către Marinescu și a revenit. Marinescu intră foarte bine acela, aruncă tot timpul acest overhand din dreapta, din spate. Are o alonjă superioară Marinescu, iar Bobicioiu, ca să poată lovi, va trebui să închidă distanța și să ajungă aproape de Marinescu, un croșeu de dreapta aruncat de către Marinescu. Are alonja mai mare, clar Marinescu, pentru că este mult mai înalt și poate ține distanța mai bine. Este un meci disputat, are și o miză la mijloc. Câștigătorul dintre cei doi va merge mai departe în gala cea mare, RXF 46, în meciul cu justițiarul de Berceni. Ceea ce văd că lipsește în acest meci sunt geaburile, pentru că dacă le folosea Marinescu, cred că lipsesc directele ca să poți să-ți construiești un atac, să poți să dai după acea directă. Un low kick lansat de către Marinescu îl încasează în plin Bobicioiu. Nu știu, garda care o are Bobicioiu este un pic cam largă, adică felul în care ține mâinile, orice lovitură care poate intra deasupra. Încă un low kick încasat de Marinescu. La fel Marinescu arată ca în meciul trecut că își dorește mai mult să câștige această luptă. Pentru mine luptă. Este clar că până acum Marinescu conduce lupta. Îl văd el mai dictează stilul în care se va lupta. Exact. El lovește și îl văd mai determinat. L-am văzut pe Bobicioiu încasând acel croșeu. În schimb, sper să nu devină prea încrezător în ceea ce face. Încearcă acel low kick, dar fără rost. Atacă Marinescu. Cred că e prima oară când atacă Bobby. Se deplasează Marinescu și încearcă să-l țină la distanță. O deplasare destul de bună și felul care ține distanța. Până acum n-am văzut o lovitură care să fie conectat din partea lui Alex. Bobicioiu a declarat în prezentarea lui că vrea să încheie lupta în prima repriză. Se pare că nu arată ceea ce a declarat el. Și s-a terminat și prima cum repriză. Spus, avem măcar runda a doua cu o văd cu un plus pentru Marinescu această repriză, pentru că a lovit mai mult, a lovit mai clar, a și conectat un croșeu. Exact, exact. În schimb, din ce am văzut pe final de repriză, Alex a început să atace, ceea ce mă pune să gândesc în sensul că a avut un plan în care să-l obosească pe... O strategie, să obosească puțin, să vedem... Ceatul scrie că a vrut să-l obosească pe Marinescu. Suntem 7700 în acest moment și vă mulțumim din suflet. Poate bine este, se pare, cred că este și un record pentru Next Fighter. Pentru Next Fighter, da, 7700, tocmai am dobărât și noi record. Din ce știu, cifrele sunt mult mai mari din punct de vedere al... persoanelor care au intrat. Care au intrat și au accesat, dar este un record de asemenea. Vedem și colegele noastre care prezintă rundele. Să vedem ce îl sfătuiește Ciprian Cărăușu pe Alexandru Bobicioiu, dacă îl va sfătui. Cunoscut să pe Ciprian de foarte mult timp, al și luptat în RXF la primele gale. Mă așteptam să ducă lupta la sol. Bănuiesc că i s-a spus din col să nu ducă din prima lupta la sol, pentru că obosești foarte mult și uzura foarte mare. Să vedem de asemenea cum... este, cum știm amândoi, este luptă. La început de luptă, cum ai zis tu, toată lumea are forță și poate să... Așa este. Hai să vedem cum a început meciul. Să vedem cea de-a doua repriză. La puncte cum stăm? Încearcă să fie mai agresiv Bobicioiu de această dată, în această repriză. Marinescu lovește. A ajuns aproape, probabil, aici a dorit, încasează un croșeu de dreapta. Îl vedem mai agresiv pe Alex în momentul de față, la a doua repriză. Se pare că poate acesta a fost un plan, dar agresivitatea acestui a fost oprită de către o lovitură din partea lui Marinescu. Marinescu. La puncte cum am stat, eu nu spun aici. Până acum eu îl văd pe Marinescu cu un plus, pentru că a lovit mult mai clar decât Bobicioiu. I-a prins acea lovitură de picior, nu a încercat să ducă la sol. Pare speriat de lovituri Bobicioiu și nu încearcă să ajungă mai aproape de Marinescu să poată lovi și el. Dar are ceva la ochi, Bobby? Pare că nu am văzut ceva dacă are ceva la ochi, dar... văd că nu reușește să închidă acea distanță, să ajungă la distanța lui și să poată lovi pe Marinescu. Da, e tatonează, așteaptă din partea lui pe să vină pe contre, dar uite, după cum se vede, sunt convins că orice lovitură de genul acesta poate fi ultima.
Timpu, lovește cu pumnul lovitură, nu mai lovi așa. De pumn încasată poate Timpu, luptă. Fi finalul meciului. Probabil a atenționat să lupte și okay, să nu mai fugă unul de celălalt. Oh. Din nou lovește Marinescu. Acest tip de lovitură am mai văzut-o și la meciul de anterior al lui Marinescu. Acum nu știu cât damage poate să se facă, dar văd că se resimte Bobicioiu. E o lovitură surprinzătoare, se resimte Bobicioiu. Se uita în colțul lui Bobicioiu, se uita spre colțul lui. Exact. Până acum se pare o repriză mai echilibrată, ca să zic așa, dar totuși cu un mic plus în partea lui Cristian Marinescu. Cu toate că Alex a început mai puternic a doua repriză, se pare că Marinescu este cel care... Ca nivel de energie, cum îi vedeți? Sunt acolo amândoi. Sunt la fel de obosiți? Sunt la fel amândoi. Și da, se... Întinde brațul Marinescu în față pentru a ține distanța de adversar. Final... Eu cred că... De repriză. Final de repriză, să vedem acum, îl văd foarte obosit pe Bobiciu. Avem un nou record, 8.000 în acest moment. Este un meci mai echilibrat, a doua repriză mai echilibrată față de... Dar cu un plus pentru Marinescu. Exact. Pentru că Bobiciu nu a conectat nicio lovitură clară, să văd că îl pune în dificultate pe Marinescu. A început repriza mult mai agresiv, dar după ce a primit un... S-a ajuns în acel clinch, aici a primit acel croșeu de dreapta și... După aia nu a mai avut acel curaj încât exact să intre. Se pare că acest stil de lovitură care ați văzut mai înainte, din seritură, că a venit de sus în jos, este o amprenta lui Marinescu, trebuie să-i dăm ca și marcă registrată, da? Trebuie să-i dăm lovitura Marinescu. Exact. Îți dau lovitura Marinescu acum. Numai că trebuie să fii și lovitura Marinescu. Trebuie să fii și la fel de înalt ca el să ți iasă acea lovitură. Și începem ultima rundă alături de... meciului, a fost afectat, adică l-a lovit destul de bine. Spui că avea o piatră în mână și arunca cu ea ceva de genul ăla. Eu te-am dat jos că Lorelai, ce ziceai? Spuneam că începem ultima rundă alături de 8100 de oameni, record după record pe YouTube. 8100, zic că putem face 9000 până la final. Hai și cu PayPal 24 de ore la prețul de doar 5 euro. Începe Marinescu mai în forță. Acum runda asta, Alexandru Bobicioiu trebuie să dea totul, altfel va pierde meciul. Exact. Toți din sală, publicul. Da. Mult mai agresiv Alexandru Bobicioiu. Dar se avem pare că avem un război aici. Și mult mai agresiv Bobicioiu, dar tot el a ieșit pe minus. Și publicul este în picioare din sală și hai, băieți, tipă. A crescut adrenalina peste tot, inclusiv nu numai în chat, ci și în tribună. Până și Alex Zonagă deja are favoritul lui. Da. Sunt foarte curios cu cine ține. Alex Zonagă, spun eu cu Marinescu, i-am întrebat afară. Frații Zonagă, mi-e teamă să nu intre și mai Diamond în cușcă, că trăiește meciul intens de la exterior. A încercat un uppercut Marinescu, care nu i-a ieșit acel uppercut. Nu-l ajunge Alexandru Bobicioiu, oricât ar încerca să lovească, nu-l ajunge. Este foarte înalt Marinescu, Cristian Marinescu. Alex are nevoie de, eu zic că de un knockout, de un knockdown, pentru că până acum este condus cu 2-0 la reprize. La reprize. Are foarte este mare foarte nevoie înalt de Marinescu. Poate încheia la puncte, main event. Se poate încheia la puncte. La puncte. Okay. Încasează trebuie să existe un câștigător, pentru că cineva trebuie să se bată cu justițiarul. Da. Trebuie să meargă mai departe. Nimic nu prinde. Încearcă să lovească. Au. Prins Bobicioiu de Marinescu, s-a dus cu acel underhook ca să nu lase să proiecteze. A încercat un croșeu de dreapta, arată semne de oboseală Bobicioiu. A obosit foarte tare Bobicioiu. Marinescu face pasul în față și începe să continue să lovească.
Din ce văd eu, Alexandru Bobiciuiu nu prea mai are suflet foarte bun, a obosit, adică am unde să fie obosit. Bine, și Cristian pare Marinescu. Pare că totuși un pic mai proaspăt Marinescu și încă ține mijlocul cuștii. A încercat acel croșot de dreapta Marinescu. Nu reușește să ajungă lângă el Alexandru Bobiciuiu. Lovește se cu întoarce cu spatele. Este foarte obosit. Se pare mie că Marinescu mai dă cu palma sau ceva de genul. Da, da, da. Marinescu a tot dat cu palma. Aici Marinescu ar trebui să forțeze un pic, simțindu-l obosit pe Alexandru Bobiciuiu. Nu reușește Alex deloc să prindă, să închide distanța între cei doi. Stop! Final avem de meci. Final de meci. Am reușit să ne strângem 8300 doar. 8300. Nu uitați, pentru cei care ne urmăriți în continuare pe canalul de YouTube RXF, în următoarele 24 de ore aveți timp la dispoziție de a achiziționa bilete pentru gala mare RXF cu numărul 45 la prețul de 5 euro. Doar în următoarele 24 avem de ore. Avem reluări din uimitor, meciul a ajuns la a treia rundă. Amândoi a venit să lupte. Da, într-adevăr. Și iată că așa cum ne-am dorit, am văzut trei runde. Nu aici s-a mai terminat de la prima, ca și meciurile celelalte. Da, chatul e dezamăgit, știți, pentru că chatul ținea cu Bobiciuiu. Chiar spuneai la început, da, față tot, de cei de aici din platou care țineau cu Cristian înainte, Marinescu. Bobiciuiu a venit mai pregătit, se vedea foarte clar că și-a schimbat echipa cu care s-a antrenat, s-a văzut că a slăbit din masa musculară, pentru că în fighting nu ai nevoie de foarte multă masă, da, musculară. Dar fiind un timp scurt, de fapt, ei știau de mult timp de luptă, nu ai timp să acumulezi atât de multe cunoștințe încât să te miști în cușcă atât de bine. Cum ți-am și spus în tipul comentariului, în tipul meciului, mă așteptam să-l cerce să-l ducă jos, mă așteptam să... În a doua repriză cam asta trebuia să facă, trebuia să facă, țină de plan. A ținut distanța, a început a doua repriză în forță, dar după care a primit primul croșeu. Primul croșeu și, și s-a oprit din a continua această. Iar în a treia repriză a obosit foarte tare și pe lângă faptul că a obosit, a avut o tentativă de a intra la oprită de Marinescu, unde a mai încasat Bobiciuiu mai multe lovituri, deci clar Marinescu este mie cu un plus amândoi, în față. Mie plac amândoi, place atât Marinescu cât și Bobiciuiu, dar astăzi a fost seara lui Bobiciuiu. Seara lui Marinescu. Marinescu, iată-mă, mă trăgea de ureche colega din dreapta și... Îl trăgea de... Romeo Barcelona a susținut adversarul lui. Vă spun că și cu Romeo am discutat asta în pauză, da. Și Romeo l-a susținut pe Marinescu, l-a și haideți pe Romeo. De admirat, un gest frumos. Deci, da, un gest foarte noi de pe chat o cunoaștem deja și noi împreună aici de la această masă, dar hai să afle și restul publicului. Oricum. Go, Mike! All right, ladies and gentlemen, decizia arbitrilor, câștigător. Colțul albastru! Cristian Marinescu! All right, gentlemen, ladies also. O să facem un interviu, behave, bro, chill. Am să-l chem pe justițiarul în cușcă, pentru că justițiarul vrea să-ți facă o provocare, să vedem dacă o accepți. Bineînțeles că o accepți, nu-i așa? Bineînțeles, să-l aștept pe justițiarul aici, alături de mine. Hai, justițiarul, și am să predau ștafeta lui Simona Apciuc. Să vedem despre ce este vorba. Mulțumesc. Hai, Simona. Mulțumesc, Mike, mulțumesc, mulțumesc. Uite, mă lași pe mine aici între băieți să le foarte bine. Ok, păi hai să vedem. Hai să vedem, am auzit că e vorba de o provocare. Hai, vino și tu lângă mine, nu-ți fie frică. Acum nu vă puneți în face-off cu mine la mijloc, pentru că nu... Da, așa cum e de așteptat, el a câștigat și va urma să lupte cu mine. Știu că tu te așteptai să câștige Bobiciuiu și îți doreai să câștige Bobiciuiu, fiindcă îl considerai un adversar mai puternic, totuși așa tu. Și Marinescu a dovedit încă o dată că el este puternic. Corect, o să fiu diplomat, dau cezarului ce al cezarului, a câștigat meciul, o să vorbesc cu Bobiciuiu după să-i dau niște capace pentru prestația asta și vedem în RXF 45. Păi, cred că tot ce abia așteaptă să vadă meciul vostru.
nostru. Cred că în momentul de față, cu două victorii, două meciuri, Marinescu a devenit unul dintre preferații publicului. Ar trebui să fie preferații, că tu ai spus cu cel mai tare. Absolut. Eu o să respect sportivul. Caracterul, na. Vedem cum se afișează în următoarele săptămâni. Ai să-i transmis ceva în momentul acesta în cușcă, înainte să merg cu întrebările către el? Dacă ești atent, poate-i transmit, dacă nu, nu. Hai să puțin atenție aici, Marinescu. Da, nu uita, câștigi, dar trebuie să rămâi humble, că te urci prea sus și după aia cazi de sus prea rău și te doare. Am răspuns. Da, strâng mâna justițiarului, n-am nimic personal cu tine, dar acest meci pentru mine a fost un alt fel de meci în comparație cu primul, n-am vrut să fie neapărat smardoială, am dat o palmă pe care, o palmă bună rău de tot, pe care am văzut-o la Nate Diaz și s-a imprimat rău de tot pe fața lui Bobicioiu. Este un sportiv foarte tare și el. Vreau să dedic acest câștig, această victorie tatălui meu, care astăzi este ziua ta, te pup și te iubesc și pe tine și pe mama și pe sormea și pe bunici. Vreau să zic la mulți ani, te pup, te iubesc și sper că ești mândru de mine, chiar dacă cred că n-ai dormit de două zile cu gândul la meciul ăsta. Dar știi că fitul niciodată nu te dezamăgește. Și chiar și cu palme și cu smardoială și cu de toate câștigi aici. Pe când vorbim despre provocarea lui justițiaru, da, eu accept. Este un băiat care îmi place că este pe înălțimea mea. Și da, ne vedem în gala 48, 45, nici nu mai știu. Ai zburat puțin înainte. Vom vedea și în gala 48, dar nu știm cu cine vei fi acolo. Bun, și acum hai să revenim puțin la meciul din seara aceasta. Felicitări! O nouă victorie, după cum am spus, ești unul dintre puținii luptători cu zero înfrângeri până acum în RXF. După cum bine știi, eu te-am susținut. Eu vreau să-i mulțumesc lui Marinescu în mod special, fiindcă el tocmai mi-a câștigat o excursie la Roma. Și pe care, în care ai promis că mergem împreună, că mă bagi în bagaj dacă e să ne vadă nimeni. Am promis că te bag în bagaj, așa este. Deci îți mulțumesc pentru excursia la Roma pe care tocmai... O excursie la, excursie la Roma și 50 de lei. Mai făcut. Dar cu toate acestea l-am văzut pe Manu, antrenorul tău, foarte supărat și am stat puțin cu el de vorbă înainte să vin să îți iau interviu. Manu este destul de dezamăgit de meciul pe care l-ai făcut. A spus că tu poți mult mai mult de atât. A spus că nu înțelege ce a fost cu loviturile alea la tine. Ce replică ai avea pentru el? Și că el este antrenorul tău și că știe mai bine și să vezi ce capace îți dă. Nu a zis că ce e cu loviturile alea. Loviturile alea se pare că au fost bune, că au câștigat meciul, dar Manu niciodată și nici Florin nu sunt plăcut, nu sunt satisfăcuți total de prestația mea. Într-adevăr, a fost o altfel de prestație aceasta pe care am avut-o astăzi în comparație cu prima, dar Manu a vrut să-l bat mult mai rău. Bă, eu mai am și inimă puțin mai mie și milă un pic de om, dar îți promit că în cel mai scurt timp nu o să mai am milă de nimeni. Vă pup și vă iubesc, ei sunt persoane. A venit și echipa lui Marinescu alături de el și în continuare eu îl văd pe Manu super nervos, îl văd aici ca un leu, nu are nici măcar un zâmbet să-i ofere. Celui care totuși este un campion. Trebuia să-l facă knockout direct, ăsta era planul. Ca să vadă lumea cine e totuși, adică și cu cine se antrenează. Astăzi a confirmat că Marinescu se antrenează și e pe un drum foarte bun. Este o evoluție foarte bună față de ultimul meci precedent și de-abia așteptăm următorul meci cu justițiarul să-l batem, nu? Ia zi, Marinescu. Să-i dea cheo și lui justițiarul. Clar, clar. Și mă bucur că am două victorii și zero înfrângeri și sunt la o performanță cu George Zănoagă, care este fix acolo, și cu Ian Custerp, două persoane care sunt foarte iubite și mă bucur că alături de tine și de Culiț, de Iancu, avem două victorii și zero înfrângeri. Nu mai știu să vorbesc. Și ți-am promis la piscină că vreau să merg către centură. Într-o bună zi o să iau centura. Ai vrea un meci cu George Zănoagă sau cu Iancu? Da, dar mai trebuie să facem două, trei meciuri premergătoare, așa, și după aia o să intrăm și cu ei, că nu sunt nici Nate Diaz, nici Israel Adesanya, nici ei.
Păi în cazul acesta ce pot să, nu pot să spun decât că te las să mergi să te odihnești, să petreci în seara asta pentru că meriți, să nu-l lași pe Manu. Manule, fii atent, dacă pui mâna pe el. Cred că mă bate Manu acum după cum trebuia să-l bat eu pe Bobicioiu în seara asta, așa mă bate ăsta. Florinu, că el e mai ca mine. Și să încep să te pregătești pentru lupta cu justițiarul, să nu te culci niciodată pe ureche și din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult. Vă mulțumesc mult de tot și încă o dată vreau să salut toate persoanele care contribuie la acest premiu minunat și mă bucur să fac parte din familia voastră. Vă pup și vă iubesc. Minerii! 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 Vă pup și vă iubesc. Vă pup și vă iubesc și eu, dragilor, Simona Hapciuc sunt și acum dau legătura către masa celor patru fantastici.